Vă salut, dragii mei! Numele meu este Mihai Onila. Sunt terapeut de 15 ani, sunt și muzician și astăzi vin în fața voastră cu o tehnică pe care eu o aplic în multe dintre terapiile cu oamenii care vin la mine la cabinet, la clinică. Uneori terapiile se fac online, uneori se fac în locație, dar pe general noi lucrăm online, deci totul e în regulă și așa. Și astăzi, pentru că înțeleg că foarte multă lume, foarte mulți oameni au probleme într-o societate aglomerată și plină de temeri și plină de frici și plină de incertitudini și nesiguranțe, foarte mulți oameni au nevoie de o terapie care se numește eliberarea fricilor, da? Iar ea se face conform unei legi, legea numărul 1, care spune: nimeni nu poate merge la pipi în locul tău. Și cu certitudine cred că asta fiecare dintre voi face în fiecare dimineață, adică se trezește și merge la pipi. Bineînțeles că pipi, între ghilimele, este egal cu acțiune, adică fiecare acțiune din viața noastră contează să fie făcută, să fie realizată de către noi înșine. Și chiar dacă mergem la terapeuți sau la doctori, fiecare dintre ei ne ajută sau mai mult, sau mai bine zis, ne ghidează decât să ne ajute personal. Conform acestei legi, nu ne putem ajuta decât personal, adică dacă un doctor îți dă niște pastile, să le iei personal, iar dacă un terapeut îți dă niște terapii de făcut sau chiar lucrează cu tine în timpul ăla, să faci tu ceea ce terapeutul îți indică. Bun. Și trecem la fapte, la procedura în sine și pregătindu-ne să eliberăm niște frici, vom face câțiva pași împreună. Din punctul meu de vedere, există aceste frici și anume frica de a pierde viața, frica de abandon, frica de a-ți pierde venitul sau jobul, frica de a-ți pierde familia, frica de război sau de revoluție, frica de terorism sau frica de a fi terorizat, frica de a fi discreditat, frica de a fi nebăgată în seamă, frica de a fi bolnav, cumva să ajungi pe mâna celorlalți, frica de a-ți pierde statutul în societate sau statutul politic și, în final, frica de bătrânețe, frica de moarte, de inundații, de cutremure, deci tot felul de alte frici pe care cu toții, cu certitudine, la un moment dat, o parte din ele le-am trăit pe propria noastră piele. Bun. Și ne reîntoarcem la tehnica în sine. Ne așezăm într-un loc comod. Dacă se poate, eu am un scaun. Nu cred că se vede, că camera e puțin mai sus, cu spătar pe care mă așez și pe acest scaun sau poate pe un pat, poate pe o canapea întins, da? Voi ține ochii închiși, ușor îmi voi pune limba în cerul gurii, adică îmi voi duce suprafața limbii, o voi lipi de cerul gurii. Voi inspira pe nas și voi expira tot pe nas. În acest timp, îmi cer scuze, tușesc puțin, de-abia m-am trezit și... În fine. Bun. Și respirând odată mai puternic și după aceea din ce în ce mai calm, încerc cu ochii minții, adică cu ochii închiși, cu ochii minții, să chem în fața mea frica care consider că o am cea mai puternică în mine, adică frica de care mă tem cel mai tare. Și cum am spus, fricile sunt de mai multe feluri, le-am enumerat deja, dar presupunând că este frica de abandon, pentru că asta este o frică foarte, foarte des întâlnită, îmi voi imagina că în fața mea chem cu un ton cum să spun, un ton ferm și hotărât, ca și cum dau o lege sau ca și cum dau o comandă sau ca și cum dau o poruncă, spun: chem acum în fața mea frica de abandon. Acum, pentru că foarte multă lume nu are această experiență de a chema ceva în astral, adică acolo unde ochii fizici nu văd, bineînțeles că întrebarea logică se pune: ok, și acum ce ar trebui să simt sau ce ar trebui să văd? Păi, în general, omul are 7 centri energetici, printre care al 6-lea ochi și a 7-a chakra deasupra capului și prima între picioare, și restul așezate pe corp, sub ombilic, în plexul solar, în centrul inimii, adică în centrul pieptului, în zona inimii, la baza gâtului, cum am zis, a 6-a și a 7-a puse în zona capului. Și fricile, în general, sunt legate pe centrul 2 de dorințe, adică sub ombilic la 2 degete, pardon, deasupra ombilicului la 2 degete, și atunci legate energetic, acolo fiind fricile, în acel centru energetic, centru care se mai ocupă și cu dorințele noastre, dar se ocupă și cu relațiile noastre. Și atunci noi, prin relații cu toții, suntem cablați, să spunem așa, cu niște cabluri între noi, adică mamele cu copiii, partenerii cu partenerele și invers și așa mai departe. Cu toții, deci, suntem legați cu niște astfel de cabluri energetice care nu se văd, dar bineînțeles că acolo, în acel centru, sunt legate și fricile de obicei, iar frica de moarte se mai poate lega în centrul 3, în plexul solar, în zona abdomenului, în zona stomacului, pardon. Și atunci această frică va apărea ca un balon cu o formă rotundă legat în josul meu, adică în centrul meu de dorințe, în centrul 2, deasupra umbilicului cu 2 degete sau de desubt, depinde unde simțiți fiecare dintre voi. Și fără să vă doriți să vă imaginați absolut nimic, chemând acea frică în fața voastră, ea va apărea ca un balon negru, de obicei, sau un grip foarte închis, se va prezenta în fața voastră ca o prezență, ca și cum cineva a intrat în cameră și voi, relaxați fiind, n-ați auzit nimic decât prezența, ați simțit prezența acelei persoane, sau poate chiar a fost un spirit, sau poate chiar a fost cineva plecat din trup, în fine. Ideea este că prezența se simte și nu se percepe la nivel de simț și nici de cum nu se simte ca de cum ar veni o atingere pe piele sau ceva de genul ăsta. Deci vom simți o prezență care se prezintă în fața noastră ca o prezență întunecată, aceea fiind frica în sine. În momentul în care simțim că acea prezență este alături de noi sau este în fața noastră sau își face simțită prezența, în acel moment, la fel cum am început și am și chemat-o prima dată, dăm o poruncă, ca și cum dăm o lege, îi spunem: te eliberez acum și pentru totdeauna să mergi acolo unde ți-a hărăzit bunul Dumnezeu. Și preț de câteva secunde, 5, 10, 15, 20, 30, poate chiar un minut, așteptați să simțiți cum prezența aceea se eliberează de la voi și urcă în sus de la voi. Există posibilitatea celor care cunosc niște tehnici de eliberare să poată cu brațele să cuprindă acel balon și din respirație, cu suflu energetic sau suflu propriu, să spună când o eliberează: te eliberezi acum și pentru totdeauna se duce acolo unde ți-a hărăzit Dumnezeu, să facă un gest de eliberare, adică așa, și să-i dea drumul să plece. Bun, cam asta e tehnica. De aici încolo fiecare o va repeta de atâtea ori până în momentul în care va simți realizarea faptului în sine și va simți că la el nu va mai sta niciun fel de teamă legată de acel resentiment de frică. Deci Pur și simplu, odată cu frica, resentimentul se va elibera și el. Bun. Dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că fricile nu pleacă de la sine. Dacă nu ai curajul să ți-o eliberezi singur, nu ai curajul să pui mâna pe armă, cum ar veni, adică să pui mâna pe curajul tău propriu și să faci acest proces ca și cum ai fi stăpânul fricii și nu sclavul ei, dacă frica simte că ești sclavul fricii, nu va pleca. Cu părere de rău, nu va pleca. Iar îți spun sincer, să te duci doar pentru atâta lucru la un terapeut, ca să-ți ia bănuți. Se poate. Un terapeut are puteri foarte mari. De ce? Pentru că el lucrează în fiecare zi cu aceste feluri de frici, de entități spirituale, de lumină, de întuneric, demonice, angelice și așa mai departe, încât lui este mai ușor, mult mai ușor decât îți este ție. Dar atenție, dacă tu nu faci acest lucru, fiind stăpân, acea frică, inclusiv eliberată de către un terapeut, se poate întoarce la tine. În Biblie este scris că dacă alungi un demon și nu-l alungi cu credință totală, el se va întoarce cu încă alții 7. Deci fiți foarte atenți la ceea ce vă doriți să faceți și ceea ce vă doriți să realizați, ca nu cumva să cădeți într-o capcană, ca nu cumva să fiți prinși în capcana minciunii, aceea că da, m-am eliberat. Dar de fapt frica încă să existe acolo în voi. Fiți hotărâți, faceți acest proces cu credință totală. Chemați frica cu credință totală și eliberați-o cu credință totală. Înainte, vă spun sincer că, adică înainte, cam cu 12 ani în urmă, eu mai recurgeam la un proces, la o acțiune în crearea acestui fapt, un fel de protecție îmi cream în jurul meu, puneam sare grunjoasă, cream un cerc de protecție și acolo eliberam orice frică îmi doream eu cu puterea pe care mi-o dădea protecția respectivă. Acum la mine nu mai e cazul. Am lucrat atâția ani și încă lucrez cu entități, încât nu e problemă, adică nu mai e teamă și mi-am pierdut orice fel de teamă. Ideea este că sunt conștient de faptul că sunt anumiți oameni care nu-și pot pierde temerile atât de ușor și nu le pot elibera atât de ușor pe cât își doresc. Dar ceea ce v-am spus acum este legat de credința voastră și de puterea voastră de a fi. Fiecare om este o creație după chipul și asemănarea Creatorului nostru divin, adică a lui Dumnezeu, și atunci fiecare are în el această putere de a face. Eu sunt un om practic, recunosc, nu prea îmi place să vorbesc, greu mă urnește cineva să vorbesc despre ceea ce fac în terapii și ce tehnici folosesc și așa mai departe, dar cred că a venit momentul ca o parte dintre voi să-și asume aceste tehnici și cei care cu adevărat vor să scape de frici să reușească singuri să facă acest proces. Îmi cer scuze dacă v-am ținut prea mult, sunt Mihai Onila și vă doresc tot binele pe care vi-l doriți voi înșivă, nu mai mult decât vi-l doriți voi înșivă, și să ne auzim cu bine în alte filmări și în alte tehnici. Pace și lumină!